Băiatul lucra ca electrician la societatea Electromontaj, sucursala Pitești. Acesta se afla în Gorj pentru a efectua lucrări în comuna Plopșoru. Cu experiență de muncă de doar 2 ani, electricianul nu a fost atent în momentul în care a montat scara pe care urma să se urce pe stâlp. A căzut ca fulgerat în momentul în care curentul a trecut prin el. Victima a ajuns la spital cu multiple traumatisme. Mi s-a prezentat în serviciu de urgență un pacient politraumatizat, căzut de la aproximativ 12-13 metri afirmativ, electrocutat, prezentând abdomen acut chirurgical post-traumă prin cădere. Este preluat momentan de serviciu de chirurgie și este în blocul operator. Din păcate, medicii gorjeni nu au mai putut face mare lucru pentru tânărul electrocutat. Acesta a decedat la scurt timp după ce a ieșit din operație. Inspectorii ITM au demarat o anchetă pentru a stabili cauzele exacte ale accidentului. După intervenția făcută în jurul orilor 0:30 de minute, salariatul a decedat. Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj a dispus de urgență cercetarea împrejurărilor și va stabili toate cauzele producerii evenimentului.